Dane, dacă arăți bine! E, da, zic vorba lui Dan, zici că sunt bine. Da, iubitul tău e cam blănos. La... Da, la e, e. Dita, ce faci, mă, Ano, mă? Ia, uite. Are capul cam mare. Ce să fac? Sunt bolnăvioară, de-aia lipsesc în seara asta. E bolnăvioară în sensul că stă mai mult, e singura perioadă în care stă în pat, toată ziua stă pe tron. Înțelegi? Se așează. Da, că am auzit. Dar ce ai mâncat? Să știi, e adevărat. Măi, nu știu ce am mâncat. Am mâncat oricum ceva care nu mi-a prit. Prima dată am fost la spital acum câteva zile, joi, după ziua Loredanei, am ajuns la urgență. A, după ziua ei, uite noi care n-am fost la ziua ei, suntem perfecte ziua... Cu ce ei servit bă Loredanu? Nu, că nu e din cauza ei. Pentru că ea ține regim, tot timpul are impresia că e grasă, muncește foarte mult. E ca da, da, da. Nu e grasă deloc, am mai zis eu. E ca în grasă și muncește. E cumva, dar grasă nu e. Dar nu la emisiune. Ești o grasă de cotnac. Băi, și ce mai are? Da, ai o enterocolită? Chiar trebuie... Da, o gastroenterocolită. Are o ocolită. Așa. Am stat care se manifestă de cum? Azi noapte până astăzi. Poți să ne arăți? Pe cu febră, vărsături, cu diaree acută. Nu pot să fac. Da, de ce? Puteți zici că e nasol și atâta, că te credeam. Adică, sună enterocolită nasol. Trebuia să-ți pui. Câte scaune ai? Și cât trebuie să stai acasă? Am avut ceva, să știi, m-am și deshidratat foarte tare. Ai dat tot din tine, ai dat săruri, să bea da, săruri. Da, iese cum trebuie, că și da. Eu am avut. Da, cu ce va servi, mă, Loredana, cu șaorma da, stricată? Da, ne-am fost în plumb, am dat șaorma. Eu am o gastrită foarte... Intensă. Eu am o gastrită acută, care, ne ținând regim și așa mai departe, și mănânc ce apuc, unde apuc, cum apuc, bași ce apuc am făcut o gastroenterocolită. O gastroenterocolită foarte, foarte, foarte urâtă. Am, aia frumoasă cum am stat pe perfuzia toată floricele. Ziua. Cu flori de bucegai. Flori de bucegai. Vine mâine la emisiune, Cătăline. Vii mâine la emisiune? Să vezi ce-ți fac. Lasă, mai stai acasă. Nu, dacă vii mâine la emisiune, s-a dus și dâra cu tine. Ca în Hansel și să vii de-a dâra în coașă. Să știi cum să ajungi acasă, dar apoi lași firmituri în spate. Cricuturi mă rog. Gata, nu, gata. Până mâine, că nu suntem, până mâine mă fac bine. Da, foarte bine. Să-ți iei medicamentele, să sper, ai grijă de ursulețul ăla, să nu-i dai. Am foarte multe medicamente, am săruri vezi minerale. Să nu faci pe ursuleț. Ursulețul ăla este ursul de... It's all gone piton când dădea cu lopata cu cocaină. Nici eu o să stau și o să vă privesc în seara asta. Foarte bine. Foarte bine. Și ai televizor și mai ne privești mâine. Printre stropi, picături, am vrut să zic. Că o să faci pe tine de râs. Sigur, de Doamne ferește să faci pe tine de urs. Doamne ferește. Hai, mă. Tu și cu Mihaela Rădulescu ce mult mai cu furiți în România. Bravo, bă, te-ai ajuns. Bravo! Așa, gata, am făcut-o pe Ana fiecare să râdă. Fiecare cu treaba lui. Fiecare chiar cu treaba lui. Știi, da. După dar două perfuzii astăzi da. Și n-am mâncat absolut nimic decât un singur covrig. Nu pot să crezi în tine. Ana stă acasă și face pe aia. Face pe aia de râs. Să uite la emisiune. Nu, că e o bacterie, e un virus. Cătălile, nu mai râde. Doamne, da, ferești. Mă, nu-i grav. Dacă ai nevoie de ceva, gătie igienică sau ceva, îți aduce. Vorbesc serios, fără nicio problemă. Avem bani. Te sună furazolidon pe fix. Da. Am toate pastilele posibile. Am un sertar plin și de analize și de pastile. Iau tot ce se mă întâmplă la propriu. Da. Hai, foarte bravo. Bine, să le iei, să te faci bine. Să vii mâine sau mâine, nu vii mâine, vin, mâine vii? Vin. Vino mâine, da, vin. Vino mâine. Aici că punem o husă. Avem pampers în spate. Punem o husă. Aduceți-o. De la Dacia lui tata, după vremuri, am o husă de aia. E maro, e la fel cum ar trebui să fie. L-ați văzut un cal maro? Ok, sănătate multă, Ana. Mulțumesc mult, Nicotină. Emisiune frumoasă. Doamne ajută să dea...